Cultura serioasă nu este localistă, nu este chircită, nu este meschină, mică, este mare, trebuie să fii. Dacă ești poet bun în Bistrița, ești poet bun și la New York. Dacă ești un fel de pârât la Bistrița, dar spui că ești, că, domne, dar în Bistrița eu sunt cel mai bun, poți să fii un nebăgat în seamă și la Cluj, și la București, și la New York, și la Berlin, și oriunde. Deci, ne-ai rugat, mai dați un pic de supliment. Plecă de aici! Ne-ai rugat, un pic de supliment se mai poate. Plecă de aici, a spus! Și dacă insistam, scoteam un linguroi imens de vreo un metru și ne dădea cu lingură la mâna în care țineam farfuria, în care doream noi să ne mai pună. Dar eu vreau să vă spun un lucru, acum o fac un fel de afirmație publică. Dacă turc nu candida el la prietenie, la primărie, niciun alt liberal nu câștiga postul ăsta. Cum? Dacă Radu Moldovan nu câștiga el, nu candida el la Consiliul Județean, niciun PSD-ist nu câștiga funcția de președinte la Consiliul Județean. Deci, eu cred că campion l-a luat șuturi în fund. Dar n-am cedat niciodată. Probabil că și Constituția mea robustă mi-a conferit o anumită rezistență la chestiunile astea. Nu, n-a trebuit să fiu obedient, n-a trebuit să pup în partea dorsală pe nimeni, dar întotdeauna am avut relații corecte și civilizate. Care circulă așa prin oraș, că dumneavoastră ați fost cel care a zis că Bistrița n-are public de teatru. Dom'le, asta nu e adevărat. Cum să spun așa ceva? Frima a spus-o. Chiar s-a înșelat. I-am spus, măi, omul... chiar în emisiunea mea întărită. Deci, eu am vorbit cu Radu Afrin și am zis, măi, când ți-am spus eu, din contră, cum să spun eu că nu trebuie teatru în Bistrița? Din contră, eu pentru toate formele culturii urbane am militat cu toată convingerea de la bun început, pentru că am avut următoarea convingere, bă, dacă nu trăiești într-o capitală, îți construiești capitala ta. Și cum ți-o construiești? Prin tipul de cultură pe care îl consum. Dar știți că asta e controversa numărul unu când vine vorba de dumneavoastră. Dar nu vă supărați, controversa asta vine de la persoane, oricare nu se pricep, oricare sunt răuvoitoare. Să vine să doresc să fie ziarist. Puteți demara o anchetă jurnalistică, să vedeți care sunt interesele mele ascunse cu sinagoga. Deci eu sunt foarte mândru că am reușit să salvez un spațiu, un monument istoric din orașul meu. Mircea David sau Marinescu? Mircea David. Categoric, nu? Asta trebuie să fie de încălzire, nu? Da. Am greșit-o eu, da. Cioancă sau Motofelea? Motofelea. Anuța e foarte frumoasă și cântă bine. Sinagoga sau Casa de Cultură? Sunt la casa... Fiți atent ce răspundeți la întrebarea asta, că e... Casa de Cultură. Ați văzut că și abil. Păi sunteți trombonist, nu? Da, profesionist. Hei, tăt cu apă tâlburată, cu limpede niciodată. Asta este muștucul prin care se suflă. Da. Asta sunt... E culisa exterioară și asta de aici e culisa interioară. Salut, sunt Adrian Linca și cu greu ne-am urnit să facem o emisiune pentru că avem multe bunătăți pe masă aici și ne-am încumetat destul de greu să ne pornim, dar avem un invitat special pe cel mai bun manager cultural din România, domnul Gavril Țărmure. Bine ați venit la emisiunea mea. Bună ziua și bine v-am găsit. Cu exagerarea asta cu cel mai bun, e o chestiune relativă, ce cel mai bun. Nu știu dacă... Sper să fiu doar bun. Termenul corect era cel mai influent manager cultural, că așa ați primit distinția, am văzut pe net. Cel mai influent manager cultural, înaintea lui Caramitru, înaintea multora. Da, a fost o surpriză și pentru mine, pentru că asta a fost o anchetă făcută de agenția de carte.ro. Deci e un site cultural care a testat, a investigat opinia sute sau poate chiar mai mult de sute, mii de oameni.
Acum, probabil că ei, cei care m-au votat pe mine, au fost și din cauza că eram relativ cunoscut. Cred că m-au votat și cei care sunt artiști instrumentiști. O orchestră sinfonică are până la 65-70 de oameni la concertele mai mari de la Bistrița și mă cunoșteau și dacă au văzut și numele meu acolo, probabil că m-au votat. Sunt unii care au votat în cunoștință de cauză și cu argumente mai temeinice, dar asta nu m-a determinat vreodată să-mi o iau în cap, nici nu am uzat de acest... Au fost 3 ani la rând când am câștigat acest... Da, 3 ani la rând. Acest titlu, prin 2011, 12 și 13, sau 10, 11 și 12. Da, și după aia cred că s-au plictisit aia, că tot ești eu câștigător și au zis, domnule, o lăsăm deoparte. Da, înainte să vă pun o întrebare destul de dificilă deja de la început, și anume că vi se pare corect termenul de manager atâta timp cât lucrați la stat? Adică parcă nu se împacă atât de bine termenul ăsta cu o instituție de stat. Mai bine ar merge undeva la privat. Dar înainte să îmi răspundeți la întrebarea asta, vreau să le spunem și celor care ne privesc că avem multe bunătăți pe aici și să le facem un pic de poftă. Avem niște plăcinte excelente, trebuie să recunoașteți de la... Așa este, am gustat deja, de la Elena din Deal. Bucată destul de bună. O și cunosc pe doamna Elena, toate felicitările. Avem un platou frumos aici. Acolo nu cred că să-l abordez deocamdată, că mai am foarte multă treabă azi, dar din plăcinte sigur o să mai iau măcar o bucată, dacă nu două. Sunt foarte bune, cu brânză din abundență. O știu pe doamna Elena de foarte multă vreme, a colaborat cu noi, a fost și în taberele de pictură pe care le organizez eu în principal la Colibița și acolo toți artiștii se simțeau extrem de răsfățați de tot felul de bunătăți, cum spuneți dumneavoastră, de tot felul de specialități pe care doamna Elena le făcea cu cea mai mare pricepere, cu cel mai mult drag, că și asta se simte într-un preparat, chiar dacă este el culinar. Așa că nu e nimic nou și nici surpriză când am auzit că de la Elena, deja numele ei mi-a conferit o garanție de calitate. O să gustați cu siguranță și din platou ăsta de la Cămara Bunicii. E alt colaborator. Da, Cămara Bunicii. Cumpăr și eu extrem de frecvent. Și acum 5 minute a intrat Loredana Nicolae de la Amerigo cu înghețata asta foarte apetisantă. Foarte apetisantă, dar nu ne mai apucăm de emisiune dacă gustăm din toate. Mă tem să nu se topească, că am luat o gură destul de mică, deși gura mea e mare, și din înghețată, și asta e foarte gustoasă și foarte specială. Și am desfăcut, sigur, ca de fiecare dată, o sticlă de vin de la Dumitra. Nu știu dacă se asortează cu înghețată și vin și de toate. Mulțumesc că și puteți eu mă simt răsfățat. Puteți alege ce doriți de pe aici. Cafea avem de la Amerigo. Deci avem toate condițiile să ne relaxăm un pic și să facem o emisiune nu atât încrâncenată cum îți vremurile de astăzi. Da, vremurile sunt destul de complicate. Eu sunt ușor crispat pentru că am început o serie, o suite de evenimente cât se poate de serioase și de ample și cât se poate de consistente. Și am tot timpul sentimentul că nu am suficient timp. Am tot timpul sentimentul că îmi fuge pământul de sub picioare și atunci sunt într-un soi de vrie și nu am tihna aceea pe care o presupune o astfel de discuție. Dumneavoastră faceți emisiuni colocviale, faceți emisiuni relaxate, cum ați spus, și nu știu dacă am starea cea mai potrivită, dar mă voi strădui să mă asortez caracterului emisiunilor dumneavoastră și să nu fiu crispat la modul vizibil, să se vadă și la televizor că sunt prea preocupat. De-aia este să fug la o ședință de comisii la Consiliul Local, trebuie să răspund sunt convins la multe întrebări acolo, sunt legate de ROF-ul nostru, de organigramă și de alte lucruri la care trebuie să stă la dispoziția consilierilor. La cât de bun povestitor și orator sunteți, cu siguranță o să avem ce auzi și în emisiunea asta. Apropo de asta, știu că ați terminat, știe toată lumea că ați terminat conservatorul la instrumentul trombon, nu? Da. Și aș vrea să vă întreb de la început dacă sunteți un trombonist.
Sunt un trombonist profesionist, măcar în conformitate cu actele de studii. Instrumentul acesta, pe care eu nu l-am cunoscut când m-am dus, eu am făcut liceu de muzică la București, din clasa 5-a până între a 10-a, liceu de muzică numărul 1. Este situat pe strada Principatele Unite, foarte aproape de Mitropolie din București. Acolo m-a trimis tata, de că a fost tata, m-am însoțit când aveam 10 ani. Și aveam o constituție fizică destul de robustă, așa, și m-au văzut ea cu buze groase, cu o constituție mai robustă, așa, și au zis, domne, ăsta e bun la trombon. M-a pus trombonul în mână și ala e. Tata ar fi vrut să zicem la clarinet sau la oboi, la un instrument un pic mai suplu, la care să poți cânta și muzică populară, pentru că cultura primară, evident, al oricărui țăran este cea populară, cea folclorică, și ar fi făcut plăcere să poți să-i cânt doine, cântece, tata cântă el însuși cu vocea foarte frumos, dar n-a fost să fie așa. Eu, ca un copil disciplinat, m-am supus la ce mi s-a propus din start. L-a întrebat lumea din sat și pe tata, mă, și la ce instrument cântă copilul tău? Zice, mă, nu știu sigur cum se cheamă, cum se numește. Știu că are așa un fel de... arată ca un tolcer, că știi, pâlnea aia de la trombon, și tot mișcă o culisă acolo, gândești că taie lemne cu fierăstrău, știi? Dar de ce credeți că i-a apărut sensul ăsta ușor dus în derizoriu, așa, cuvântului trombon sau instrumentului numit trombon? Păi nu știu, cred că asta este o contribuție strict românească, pentru că trombon îi se spune în franceză și în germană se spune posaune. Instrumentul a fost mai utilizat, mai mult, a început să fie utilizat mai cu multă insistență în perioada romantică, când s-au scris piese de mare anvergură, de mare forță, de mare amplitudine, și atunci și Wagner folosea cel puțin 3 tromboni. Wagner folosea, este un instrument și mai grav decât trombonul, care se numește tubă, și tuba este de diverse dimensiuni, de la tube mai mici până la tube imense pe care abia le cari, abia le poți transporta. Și în operele lui Wagner tubele erau foarte folosite, pentru că el era un compozitor prin excelență dramatic și sonda toate trăirile și toate simțirile și posibilitățile de exprimare ale omului. El a abordat cu predilecție legendele germane, legendele Rinului și așa mai departe, dar și în simfonii de Tchaikovsky, de Bruckner, de Rimsky-Korsakov, de toți mari compozitori, de Schubert, de Schumann, se folosesc instrumentele de alamă. Și trombonul are un... Trombonul, pe cât pare el de, cum să spun, rar și, cum să zice, cu timbru foarte special, el de fapt are un timbru foarte, foarte prietenos. Timbrul trombonului este comparabil cu timbrul violoncelului și cu glasul bărbatului, a bărbatului bariton, să zicem, nu a tenorului. Dar eu vă întrebam, de unde credeți că vine sensul ăsta de șiret, de palavragiu, de aburitor, de unde credeți că vine în legătură cu trombonul? Acum, trombonul s-a folosit și în piese mai umoristice, așa, și piese pentru copii, și în Petrică și Lupul, și în, sigur, s-a folosit foarte mult în jazz, dar jazzul a apărut la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, și se folosea într-un Dixieland, într-o formație de jazz, mai ales la începuturile ei, trombonul era obligatoriu. Și eu știu, faptul că puteai să faci, să glisezi, să faci ca sunetul să alunece ori în sus, ori în jos, prin mișcarea acelei culise, că are
Deci la trombon se stabilește înălțimea prin lungimea tubului de aer, care este dat de lungimea celor două culise. E o culisă interioară și una exterioară, care se mișcă și în funcție de... Mai cântați la trombon? Nu mai cânt, din păcate. Când ați cântat ultima dată? De mulți ani, pentru că... N-aveam... cântat în mod profesionist? Păi da, am cântat... În vreo orchestră? Dom'le, aici e altă poveste. Cum e cu orchestra? Deci, eu am făcut din clasa 5-a până între 10-a la București, la liceu de muzică. Între 11-a m-am transferat la Cluj, la liceu de muzică din Cluj. Am terminat a 12 acolo. Și era cât un singur loc la fiecare instrument. Erau trei conservatoare în România. Era la București, Cluj și Iași. Și știam că la București intră un coleg de-al meu care era mai bun decât mine, știam că la Cluj intră alt coleg care și el era mai bun ca mine. Și am zis, domnule, nu mă mai interesează, nu te pot să mă mai duc, mă duc la Iași. Dar acolo nu mă mai interesează că nu mai intru și mă aprofundez complexul. Așa că mă duc pur și simplu acolo, m-am înscris, am avut noroc că acolo nu mai era niciunul mai bun ca mine și am reușit la... Dar, deci faci instrument muzical, cazul meu trombonul, termin conservatorul și tu pentru ce te pregătești de la 10 ani? Deci am terminat conservatorul la 22 sau 23 de ani și rostul nostru, toată perfecționarea asta, tot studiul ăsta de când ești copil fraged până începi să fii tânăr spre matur, îți dedici tot timpul ăsta ca să cânti într-o orchestră simfonică sau într-o operă. Ori, aceste instituții unde sunt în orașele mari, când am terminat eu conservatorul, orașele mari erau închise printr-un decret al lui Ceaușescu. Și atunci, deși erau locuri, spre exemplu, următorul oraș în care îmi ziceam eu că ar trebui să mă duc este în ordinea de mărime a orașelor, a fost București, Cluj, Iași, acum urmează Timișoara. Și chiar erau locuri și la filarmonică și la opera la Timișoara, m-am dus, am dat concurs, am luat concursul, dar întrucât pe diploma de absolvire scrie artist instrumentist, muzică instrumentală, liniuță muzică. Deci, ăștia știind că orașele mari sunt închise, spun, și ce facem cu ei? Că sunt absolvenți, au intrat atât de greu, admiterea era cumplită. Întrucât era numai un loc. Bun, și atunci îi punem și muzică, ca să poată să fie și profesori de muzică. Și aici am avut de ales între, erau iarăși trei, am fost trei absolvenți, trei posibilități. DETA, județul Timiș, filia județul Dolj și DEJ, județul Cluj. Și am ales DEJ-ul, am dus acolo prin repartiție guvernamentală, am zis că acolo mă duc numai și salut pe ea și plec. Mă duc să-mi iau negație, să mă duc la Timișoara, unde câștigasem concursul la... Puteam să aleg filarmonica sau operă. Ei nu mi-au dat negație, că au zis, domne, negație înseamnă noi să-ți dăm o hârtie prin care să recunoaștem că nu avem nevoie de dumneavoastră. Și nu putem să spunem treaba asta, că uite, la DEJ, ăștia ne fac solicitare pentru un absolvent de conservator de vreo 5 ani. Așa că mergeți și să stați măcar un an. Și eu am spus, domnule, eu de fapt sunt trombonist profesionist. N-am ce face acolo. Eu trebuie să mă duc, uite, am dat concurs la Timișoara, au nevoie de instrumentism, mă duc acolo. Și nu m-au lăsat, au zis, mai stai un an, că mai vedem, era inspectoare o doamnă destul de simpatică, că ne-am amuzat și ea s-a amuzat că eu sunt trombonist profesionist. Și mai vedem la anul. Ei, am zis, nu, numai bine că în timpul ăsta fac armata, că noi făceam armata 6 luni după conservator, deși atunci se făceau, cei care intrau la o facultate făceau 9 luni, dar la conservator, mai ales la instrumentiști, se făcea armata totuși după, pentru că să nu se întâmple în timpul exercițiului militar vreun accident la o mână sau la buză, cum e cazul suflătorilor. Dar nu m-a luat nici atunci la armată, m-a luat încă după una. Unde ați făcut armată? Armata am făcut-o la Cluj, la Someșeni și la Casa Armată. La Someșeni am făcut 6 săptămâni și după aia la Casa Armată, la muzica militară. Ne-a dus pe toți cei care eram acolo. Era șeful muzicii militare, un colonel Dumitru, un personaj foarte simpatic, așa, și el era foarte fericit că noi, dintr-o dată, el s-a trezit cu vreo 10 sau 15 absolvenți de conservator care îi întăreau muzica lui militară, fanfara, și putea să facă și alte piese pe care și le dorea el, cred că de când a început să studieze muzica, putea să facă
piese de Brahms, piese care, în general, fanfara cântă o anumită muzică care este cam aceeași, este ocazională și se cântă la evenimente naționale sau de altă speță. Domnul Țărmule, vreau să vă, să vă întreb de unde oare apetența asta pentru, sau cum să zic, dorința asta a unui țăran din Căian, nu? Că părinții noștri erau țărani în Căian, pentru a-și face copiii domni. Știu că aveți 8 frați și am văzut într-un alt interviu că toți au terminat facultăți, toți sunt intelectuali. Cum a reușit un țăran sau ce l-a mânat în luptă așa să-și facă toți copiii domni? Greu pentru anii ăia, nu? Dom'le, tata n-a fost un țăran înstărit să aibă, deși ce înstărit să mai fie, că a venit colectivul. Noi suntem 8 frați care trăim, mama a făcut săraca 9 copii, unul a murit foarte repede, deci imediat după ce l-a născut, nu știu ce biata lui a avut, dar restul toți suntem oameni, acum unii cum sunt și eu sunt cel mai mare dintre băieți, și mai am 2 surori mai mari, suntem 5 băieți și 3 fete. Ori, lucrul la colectiv, lucrul la țară, este un regim cumplit de dur, extrem de neprietenos și trebuie să muncești de țar ochii și capacele, încă de când ești copil până îmbătrânești, pentru o rentabilitate egală cu zero aproape. Și tata nu a fost și nu este, azi e ziua lui tata, că e Pavel, are 92 de ani, împliniți de vreo săptămână. Și tata a fost unul dintre cei mai iscusiți voscinari. Voscinăritul ăsta este o practică ce s-a dezvoltat în Căianul Mic și în Căianul Mare. Eu sunt din Căianul Mare. Căianul Mare care e mai mic decât Căianul Mic. Deci făceam noi glume. Cât poate să fie de mic un căian care e mai mic decât Căianul Mic? Păi Căianul Mare. Aici e paradoxal. Și tata s-a plimbat foarte mult în toată țara asta, pentru că, pe de o parte, trebuia să colecteze voscina, deci materia primă, care era un soi de reziduri de la stupi, după aceea trebuia să umble prin toată țara să găsească loc de desfacere, deci unde, din voștina respectivă extrage ceara. Ceara aceea se poate folosi la lumânări, pentru fabricile de lumânări, deci la mănăstiri și la biserici mai mari, se poate folosi la fabrici de cosmetică, la fabrici mai de... există îndeletnicirea asta în Mai există. Am niște veri care sunt extrem de prosperi, urmând această practică, această meserie. Tata, din păcate, are 92, dar așa cum râvnește să mai meargă el. M-am dus și eu cu el de foarte multe ori, mai ales după Revoluție, când aveam și mașină. Tata era extrem de fericit, pentru că el, drumurile astea prin toate satele din... Tata cunoaște geografia României la metru pătrat. Dacă îi spui de un sat din Caraș-Severin, imediat îți spune vecinii. Dacă îi spui de unul din Botoșan, la fel. Deci, pentru că nu era o problemă pentru el să-și dea copiii la București, la școală, de exemplu. Nu, tata avea sentimentul dimensiunii, deci avea un soi de sentiment imperialist, cum e de fapt cultura, pentru că cultura serioasă nu este localistă, nu este chircită, nu este meschină, mică, este mare, trebuie să fii, dacă ești poet bun în Bistrița, ești poet bun și la New York. Dacă ești un fel de pârât la Bistrița, dar spui că ești, domnule, dar în Bistrița eu sunt cel mai bun, poți să fii un nebăgat în seamă și la Cluj, și la București, și la New York, și la Berlin, și oriunde. Deci, cultura, nu cred că se poate vorbi despre o cultură localistă, decât dacă este vorba despre cea folclorică, că asta are specificitate. Și atunci poți să fii foarte bun din zona respectivă. Dar așa acolo trebuie să împlinești niște virtuți. Mă rog, m-am lansat în altă discuție. Ori, dacă faci cultură urbană, cultură universal valabil, atunci trebuie să fii valabil oriunde. Prin urmare, unde să te duci la liceu de muzică? Puteți să te duci în București, în Cluj sau la Iași. Pentru tata era mai simplu Bucureștiul, chiar și decât Clujul, că la Cluj, ca să ajungi, trebuia să schimbe vreo 3, cel puțin 2 autobuze, ori la București îl schimbam, luam trenul din Beclean și dimineața ajungea în București. Și a și cunoscut pe un domn, pe un fost mare instrumentist, oboistul Pavel Tornea, pe care l-a cunoscut pe Valea Mureșului, acolo era o presă de ceară.
Și tata când mergea la Stors de Voștina, acolo la Lelea Irina sau Ana, nu știu cum o chema femeia care îi găzdea pe voștinari, venea Pavel Tornea, care era prim oboist la Filarmonica George Enescu din București și profesor de oboe acolo. Și era așa o fire curioasă și mergea la presa de ceară acolo să-i întrebe, mă, dar voi ce faceți? Ce e asta? Cu ce vă ocupați? Să-și stea în povești. Și el a dus foarte mulți copii de pe Valea Mureșului la liceul de muzică și au făcut instrumentiști și foarte, foarte mulți. Unii au devenit profesori la București și la liceu și la conservator, alții instrumentiști pe la Brașov, la Arad, și în alte părți, alții au plecat din țară și au devenit instrumentiști buni prin Germania, prin Franța, prin Spania. Și tata a zis, păi, dumneavoastră te duceți copii, nu? Duceam și un copil care cântă frumos, eu vreau să-l fac artist. Ideea de artist pentru tata nu era să fiu instrumentist de faimă internațională sau națională, era să cânt muzică populară și să mă audă la radio. Și la, eventual și la televizor era o performanță și mai spectaculoasă. Și ăsta zice, bă, dar învață bine. Deci n-are numai primul întâi, că în primele patru clase toți aveau numai primul întâi. De altfel n-am învățat rău nici ulterior. Și să mă duci toate diplomele și să aduc să-i fac un examen de aptitudini, să văd dacă are simț ritmic, dacă are auz muzical, dacă are voce. Și m-am dus și am trecut testul ăsta. No, la toamnă, asta era vara. La toamnă, la începutul lui septembrie, vin cu el la București, că acolo este o comisie mai mare, la liceu, și m-am dus acolo și mi-a dat același text, test, pe care l-am trecut și nu. Practic ați stat în internat, ați plecat de acasă din clasa 5-a, de la 10 ani. Da, greu, nu v-a fost greu în București, copil de 10 ani. Mi-a fost dor în primele luni de casă, de mama, de tata. După aceea m-am obișnuit, că mai erau copii ca mine acolo. Și financiar cum vă descurcați? Cum se descurca? Aveam bursă. Deci aveam bursă, nu plăteam cazarea și masa, aveam bursă, învățam suficient de bine ca să mențin bursa. Am stat la internat, condițiile erau care erau, dar mie nu mi se păreau că spre care. Deci nu erau de lux, Doamne iartă-mă, dar eram acolo dormitoare cu 50 de paturi sau pe măsură ce creșteam de prin clasa 7-8, nu mai aveam, stăteam în dormitor cu 30 de paturi, deci sporea confortul. Și cantina era acolo, tot timpul ne era foame, mai ales la suflători, pentru că ăsta e un efort fizic destul de solicitant și mâncarea era relativ slabă. Mă amintesc că mergeam la Nea Iorgu, care era bucătar, un tip mic, gras, cu niște mâini destul de groase și păroase. Și avea un halat alb și ăsta făcea un contrast foarte mare cu mâinile lui păroase și mai ales când era fasole, era foarte, și mergea să ne dea supliment. Și el stătea acolo cu șapca lui albă în cap, cu chipiu, nu chipiu, cum se spun, șapcuța aia, de specifică pentru mine. Nea Iorgu, mai dați un pic de supliment. Plecă de aici! Nea Iorgu, un pic de supliment se mai poate? Plecă de aici, a spus! Și dacă insistam, scoteam un linguroi imens de vreo un metru și ne dădea cu lingurele la mâna în care țineam farfuria, în care doream noi să ne mai pună. Ei, da, au trecut vremea, după am stat la internat și la Cămin, am dat admiterea la Iași, acolo am stat cam două treimi din primul an la Cămin, în Târgușor Copou, dar eu eram coleg cu Ion Baciu Junior. Ion Baciu era personalitatea culturală a Moldovei cea mai importantă. Fusese rector la conservator, acum era directorul filarmonicii și avea un băiat care era deodată cu mine. Ion Baciu Junior, celebru, că a devenit cel mai bun jazzman român. Și cu ei făceam, el era la compoziție, dacă nu mă înșel, și făceam cursurile astea de cultură generală și cele care erau teoretice din muzică, contrapunct, istoria muzicii, armonie, dar și pedagogie și nu mai știu ce mai aveam noi atunci. Și eu aveam niște replici, îi se păreau lui că erau inteligente și cu umor. Și s-a apropiat el de mine. S-a zis, bă, dar de ce stai tu la Cămin? Hai că stai cu mine, că eu am unde să stau, că tata mi-a făcut un studio de jazz acasă. I-a făcut un demisol pe care l-a izolat fonic și acolo Țunțu studia la pian, jazz și ce vrea el și acolo se adunau toți
tinerii care abordaseră jazzul în Iași. Și a devenit un fel de club de jazz neobișnuit, foarte, foarte performant. Acolo s-a exersat ca mare cântăreață de jazz Anca Pargel, spre exemplu, Dan Huideș la trompetă, Romeo Cosma, care e șeful cătării de jazz de ați la cântat? Cosmata. Ați cântat acolo? Și am cântat în Big Band-ul lui Titel Popovici. Pot să spun că probabil cea mai performantă apariție a noastră s-a și transmis pe TVR1, atunci era un festival de la Sibiu, era festivalul în care a debutat Anca Pargel, care era mai mare ca mine cu 3 ani, o terminat și a conservatorul din Iași și avea niște capacități, niște posibilități vocale absolut ieșite din comun. Deci a fost și am cântat cu ea. Titel Popovici, erau mai mulți frați, vreo 3 sau 4 Popovici, care toți cântau jazz. Și Titel era cel mai în vârstă dintre ei. Asta, să fim serios, că jazzul din România nu era ca jazzul din America. Cei mai cunoscuți și cei mai populari, așa, Johnny Răducanu, Marius Pop la pian, Eugen Gondi la saxofon și așa mai departe, dar erau, nu se puteau compara cu jazzmenii din America, spre exemplu, acolo era patria jazzului. Dar aveam și noi, să zicem așa, școala românească de jazz. No, mai era Ioanci Cioloși, un pianist, un ungur din Cluj, care s-a mutat la București. Ăsta cred că a fost cel mai bun dintre toți ai noștri. O rămas cu legenda foarte iubită și foarte respectată Johnny Răducanu. El era contrabasist și cânta la pian jazz, dar Țunțu Baciu, care era un copil, a terminat clasa 12, a luat marele premiu la Sibiu, era cel mai bun jazzman la pian din România. Și el a zis, domnule, vii și stai la mine acasă. Acum, i-am zis, bă, n-am bani să-ți plătesc. Dar zice, dar cine s-a cerut vreun ban? Mai am o problemă, că eu am venit, mă împrietenisem cu un flautist din Târgu Mureș, un sas, Gref Mihai. Și știi cum e? Iașu părea un fel de altă țară pentru noi ardelenii. Și atunci ardelenii se împrieteneau între ei, făceau un soi de front comun, știi? Și vă zic, mai am un prieten, să-l las pe el la cămin și mă duc să stau în mijlocul orașului, în spatele Teatrului Național din Iași, la Ion Baciu, știi? Că în primul rând mă simt că l-aș nedreptăți, că aș trăda ceva. Păi ce, dai al și pe el. Știi? Și ne-o lua pe amândoi, știi? Și am stat acolo. Și ăsta odată, nu cu strâmba din acum, se zice. A avut reținerele lui, mă, dar cum să mergem noi să stăm la Baciu acasă? Era așa. Și acolo am stat până am terminat conservatorul. Sigur că Țunțu a avut niște dispute foarte dure cu mama lui și în semn de protest, că nu ne-a lăsat. Dar ce e aici? Ai cămin? Aici e casă, nu știu ce. El a insistat să rămânem noi acolo. Zice, cine te deranjează pe tine? Voi și așa stați mai sus cu un etaj, noi stăm aici, nu avem nicio treabă. Nu, Țunțu, nu. Și mama s-a insistat și ăsta a recurs la niște insulte care în mod normal nu se fac. Și zice, no, bun, eu n-am nicio treabă cu casa voastră și am plecat de acasă. Și a venit cu noi la cămin el. Și mânca în Pușkin, era o cantină mare, imensă acolo, încă mânca, făcea blatul ca orice student extrem de sărac, știi? Și se dusese vestea și s-a dus tatăl să l-a pus pe decanul conservatorului sau pe rector, merge și îl căutați pe Țunțu, că stă, fiul lui Bațu stă și du-te, spune că poate să vină și cu ț și cu gref, că de pe vremea tot așa mi se spune. Și poate să vină și cu ț și cu gref și dacă mai au ceva prieten să mai aducă, numai să vină acasă, că ne facem de minune în orașul ăsta. Pe Baciul cunoște toată lumea. Sunt convins că aveți povești grozave și din perioada facultății. Vreau să vă mai dau o pauză așa și să vă provoc să mai gustăm ceva de pe aici, măcar o gură de vin, așa, o gură de asta de la Crama Harșan. Da. La mulți ani. La mulți ani. Și să-mi spuneți un pic cum ați făcut trecerea spre partea administrativă, spre manageriat, că sunteți conducător, sunteți director, sunteți șef, ca să zic așa, de când ați venit în Bistrița. De când mă știu. De când vă știți, da. Nu-i chiar așa. Șef de vocație, cum ar veni. Nu, eu am devenit director, deci revenind la repartiția mea și imposibilitatea de a mă duce la Timișoara, atunci am rămas în Dej, la Clubul Copiilor, fosta Casa Pionierilor.
Acolo mi s-a dat să fac fanfară pionierească. Degeaba le-am spus-o că nu mă pricep la fanfară, eu am făcut un instrument, am făcut instrumentul ca un profesionist și despre fanfară nu știu, numai că atunci când cântam prost la instrument, profesorul îmi zicea, bă, nu așa ca la fanfară. Deci n-aveți om în mine. Nu, nu, o, domnule, faci. Bun, am luat, erau niște instrumente coclite acolo, le-am curățat, le-am funcționalizat, ca să zic așa, și am făcut o mică fanfară pionierească acolo, cu care mă duceam la concursuri și era destul de bună, că luam în cazurile cele mai neinspirate locul 3 pe județ, pe județul Cluj, știi? Bun, am făcut și grupuri vocale și grupuri vocale instrumentate, mi-am găsit de lucru, ca să zic așa, în conformitate cu pregătirea mea. Și stăteam ca pe spin tot timpul, că urmăream momentul să plec. Acolo ați prins gust de șefie. Acolo nu. Ați văzut cum îi să vă asculte lumea de sub dumneavoastră. Deci eu șef am devenit la Clubul Copiilor imediat după Revoluție. Colegii mei erau vreo 18 profesori acolo. Eu am avut niște atitudini mai... Deci n-am fost obedient cu regimul, cred că eram singurul de acolo care nu eram membru de partid și am avut niște atitudini mai normale, știi? Atunci ar fi putut spune că atitudinile mele erau extrem de curajoase. Că mă chemau, spre exemplu, la învățământ politic și la un moment dat mă trimiteau afară că aveau de discutat membrii de partid, nu știu ce, habar n-am ce discutau ei acolo, 5 minute când mă scoteau pe mine afară. Și vorbeam despre politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român în ce privește nivelul de trai. Și am răbuvnit acolo, m-am simțit extrem de insultat în inteligența pe care trebuie să o aibă fiecare om. Am zis, doamnă, cum e posibil așa ceva? Ca dumneavoastră să ne vorbiți despre politica înțeleaptă a partidului, care ce face partidul? Vreau să nu vedeți că nu găsim pâine? Nu vedeți că nu sunt alimente? Nu vedeți că obiectivele partidului, creșterea nivelului de trai al poporului, este penultimul subpunct din ultimul punct? Cum vorbiți despre... Noi ne-am purtat cu respect față de dumneavoastră. Mă, a înlemnit toată lumea, a venit secretara de partid, o doamnă, care era cum se cade, și a început să plângă și a zis, Gabriel, cum poți să spui așa ceva? O să o încurci, o să o încurcăm cu toții din cauza ta, sigur că ai dreptate, dar nu, în sfârșit, săracă a început să văicărească, zic, bă, n-am nicio treabă, că ce am spus drept și pot argumenta oricând. Și, mă rog, s-a terminat ședința, toți au făcut, cum să s-au făcut mici. Erau niște oameni, niște profesori excepționali toți. Eu am fost acolo coleg cu Marcel Lupșe, spre exemplu, și cu alții care erau campioni, aveam la aeromodele, un coleg care era multiplu campion mondial, avea niște copii foarte... În sfârșit, și am zis, bă, n-am spus nimic denigrator, am spus numai adevărul, asta e situația și trebuie să-și o asume cineva. În sfârșit s-a terminat, nu mai trecut mult și a venit Revoluția. După Revoluție, eu am fost considerat așa un soi de dizident, știi? Și ce dizident? Dizidentul a fost Doina Cornea, nu eu, știi? Și toți m-au votat să fiu director. Și am acceptat foarte greu, că le-am spus un lucru logic și elementar. Băi, oameni buni, eu aveam 30 de ani atunci, toți sunteți mai performanți ca mine, ca profesor, toți sunteți mult mai disciplinați și toți sunteți mai în vârstă, deci și mai experimentați, deci oricare dintre voi puteți să fiți. De ce să fiu eu? Păi nu, că în sfârșit. Și Marcel Lupșe, și el era în cărți, a zis, domnule, eu plec la Bistrița. Și-o și plecat el imediat după vreo 2 luni de la Revoluție și am rămas. De 6 ori tot a făcut până m-a pus. Și am zis, mă, ăștia ori vor să mă compromită, să creadă că nu-s bun de nimic, de aia să-l punem noi pe ăsta director, să vadă că nu e așa simplu, că e mai complicat, că eu eram mai, cum să spun, mai protestatar, mai... Ori chiar au încredere în mine și atunci, oricare ar fi motivația lor să insiste atât, n-am voie să îi dezamăgesc. Dacă n-au încredere în mine și o fac la bășcălie să le dau o lecție, dacă au încredere, n-am voie să îi dezamăgesc. Și ea să accept. Și am acceptat și am stat acolo vreo aproape 3 ani, că am venit și eu la Bistrița. Că aici
Era o altă echipă de manager cultural la Inspectoratul pentru Cultură, era o echipă formată de Oliv în jurul lui și era Marcel Lupșe, pe care eram prieteni și ne știam de la Dej, era Mircea Mocanu, era Alexandru Uiuiu, Ioan Pintea, deci trup, dar la muzică n-aveau niciunul și Oliv tot a insistat cu Oliv, ne știam de pe vremea Ceaușescu, de aici, de la Bistrița, că am venit la evenimentele care le făceau ei și care îmi plăceau la Sugălete, în jurul UAP-ului de aici, sau nucleului de UAP de atunci. În sfârșit, și el a insistat să vină. Am venit și am devenit consilier la Inspectoratul pentru Cultură. Dar sub conducerea lui Oliv n-am putut să stau decât un an și vreo lună, că s-a schimbat, a revenit pe un ereu și nu știu ce, a revenit Dorel Cosma. Și eu am rămas, când a revenit Dorel Cosma, să zicem, 80% dintre cei pe care au venit pentru Oliv au plecat. Și am rămas numai eu din vechea trupă. Și am rezistat încă vreo 2 ani, până la urmă am fost dat afară și eu. Și, mă rog, dat în judecat, am câștigat și 96 și din 96 până în 97 m-au reîncadrat prin hotărâre judecătorească. După aceea am devenit consilier șef la Inspectoratul pentru Cultură. Și aici am câștigat o anumită experiență, cum așa, de voie de nevoie. Pentru că eu trebuia să fac un anumit program muzical. Un anumit program prin care să obișnuiesc publicul din Bistrița cu muzica clasică și muzica de cameră. Și am făcut lucrul ăsta, chiar a început să-mi placă. Când am fost dat afară, am zis, domne, eu n-am ce să fac, trebuie să-mi constitui un patronaj administrativ și juridic, că altfel o trebuie să plec înapoi, ori, mă rog, era rușine. Adică să vă faceți afacerea noastră, cum ar veni. Exact. Nu? Și atunci... Și așa a apărut Societatea de Concerte? Așa am făcut Societatea de Concerte la începutul anului 1996. Eu am fost dat afară în luna martie. Ca orice pas care e ca orice șut în fund care e un pas înainte, nu? Până la urmă, da. Și am făcut această fundație. Am schițat un mic program pe un an. M-am dus la Mircea David, că era președintele Consiliului Județean, și am zis, eu mă dusesem înainte. Că mi-a zis, era fostul președinte al Tribunalului din Bistrița, Gigi Buta, care era prieten și cu Marcel și cu mine. Și a zis, bă, dar încă mi-a spus când eu mai eram, când încă nu eram dat afară de la inspectorat. A zis, bă, tu faci o fundație. Acum foarte mulți își fac fundații ca să aducă mașini. Dar tu, dacă tot ai interesul ăsta, tu nu o să reziști mult aici. Ori nebunești, ori până la urmă tot vei pleca. Nu te potrivești, nu te asortezi cu mediul general, ești corp străin acolo. Păi zic, uite ce idee bună mi-a dat. Ei, și ce, care a mai fost norocul? Mă cheamă Mircea David, președintele Consiliului Județean, și a zis, băi, eu mă dusesem cu o cerere la lui, am făcut fundația, deja era legalizată, și am zis, Mircea, uite, vreau să fac un program de stagiune muzicală camerale la Bistrița. Mă ajut să-mi dai niște bani. Cum dai la toate? Și bă, fii serios, pe cine interesează în Bistrița chestiile astea cu muzică de cameră și... Bă, zic, cum să nu intereseze, pentru că Bistrița e oraș, pe de-o parte, are o tradiție urbană destul de veche prin sașii care au construit orașul și care au trăit aici și nu zice nimic. M-a primit cu scepticism așa. Da, mă, sună el după vreo săptămână, două. Băi, zice, uite ce m-am gândit. Vreau să fac o orchestră de muzică populară profesionistă la Bistrița. Am nevoie de avizul Ministerului Culturii. Mă ajuți? Mai ai prieteni pe acolo? Mă, zic, nu știu, nu cred că mai am. Că tot sunt prieteni cu domnul consilier șef. Cere-i lui ajutorul, că nu ar fi nicio problemă, că acum e pe UNR-ul la putere cu PRM-ul. Cu... Nu, deci nu vreau să solicit ajutor de acolo. Dacă te duci și obții avizul Ministerului Culturii, deci o recurs la un mic șantaj. Eu îți dau bani să-ți faci chestia aia ta cu muzica de cameră. Doamne, m-am dus și după, cum se spune în Caragiale, după lupte seculare care au durat vreo o zi, am obținut avizul. Am venit aici, i l-am dat, el a convocat ședință de delegație permanentă a Consiliului Județean, era atunci un organism mai restrâns de decizie, a înființat orchestra Dor Românesc,
așa, în următoarea zi. Deci Mircea David are meritul de a fi înființat cum ar veni și dor românesc. Da, și el l-a înființat-o. Și să ajute la înființarea Fundației Instituțională de Concert. Da. Domnul consilier șef atunci a convocat delegația permanentă, nu delegația, cum se numește, Consiliul Consultativ al Inspectoratului și m-a dat afară din servicii la litera I pentru abatere disciplinare grave. L-am dat în judecată și după Ce abatere disciplinare grave? Că m-am dus eu să iau avizul pentru înființarea de către Consiliul Județean, probabil că viza să înființeze el o orchestră profesionistă. I-am luat-o înainte. Ba, erau aceleași lupte politice și pe vremea aia. Da, destul de penibile. Da. Bun, dar asta, Dor Românesc s-a înființat, mie mi-a dat bani pentru a susține un program de stagiune muzicală, destul de puțin, eram la domeniul 20 de milioane sau 30 de milioane de lei. Sigur că atunci un milion de lei era mai valoros decât e acum. Dar am avut cu ce să încep și de atunci o țin înainte. Păi cu... Și bănuiesc că atunci ați înțeles și că e nevoie să faceți un pic mai multă politică ca să mai bine prin mediile culturale. Nu. Eu în politică intrasem, că eu eram țărănist. Eram țărănist din 1990, eu l-am cunoscut pe Ion Rațu, l-am cunoscut pe Coposu, l-am cunoscut pe Ticu Dumitrescu, i-am cunoscut în sensul că i-am întâlnit la Bădăcin, la Casa Iuliu Maniu, odată prin 1993. Cu Ion Rațu am avut prilej să stau la masă prin 92 sau 93 la Dej, că făcea plimbări prin țară și eu prin structură eram de această parte a orientărilor politice. Dar credeți că e influențată politic mai mult cultura astăzi decât era pe vremea aceea? Dom'le, cultura adevărată nu e influențată politic nici astăzi. Eventual administrația culturală este influențată politic. Dar ce partid politic să-l conteste pe Alexandru Tomescu? Ce partid politic să-l conteste pe poetul Ion Mureșan, să zicem, și așa mai departe? Nu e vorba neapărat de contestat, dar e vorba de nesusținut. Nu știu dacă și ce faceți dumneavoastră fără o anumită implicare politică, nu știu dacă ar fi rezistat atâta în timp. Știți foarte bine ce zic, că n-ar fi... Sigur că este important e ca la sport. La fel, adică fără politic nu mai poate trăi mai nimeni astăzi și cu siguranță și politicul care și asumă, vedeți ce se întâmplă astăzi, că chiar asumă evenimentele. Când acum se întâmplă ceva notabil, primul care iese pe scenă e conducătorul suprem. Da, nu dumneavoastră, dar asta, asta e o chestiune care, să zicem, că are traiectorie inversă. Deci, eu am fost repus în funcție prin hotărâre judecătorească, a venit CDR-ul la putere, am devenit consilier șef, am stat aproape 4 ani consilier șef, după care iar am fost dat afară din servici când a revenit PSD-ul cu Răzvan Teodorescu. Din funcția de consilier șef, nu numai că am fost schimbat, am fost dat afară din servici. Și din 2001 până în 2013, eu n-am avut niciun fel de stipendie de la stat. Am fost dat afară din servici pentru că de data asta n-am mai câștigat prin proces. Da, după aia ați învățat lecția și v-ați pus bine cu PSD-iștii, că ați trăit bine sub Radu Moldovan, mă gândesc, la Consiliul Județean, nu? Da, am trăit foarte bine pentru că Radu Moldovan a avut un comportament corect. Deci el nu a vrut să pună un PSD-ist, le-a și spus, mă, dacă eu aș avea un PSD-ist care să fie în domeniul administrației culturale cum e Țărmure, bineînțeles că aș pune PSD-istul, dar dacă nu am, atunci vă las vouă, liberalilor, să vă propuneți un om. Da. Liberalii au vrut să propună pe altcineva. Și ăsta a zis, a, știi ce, dacă eu am renunțat să pun un PSD-ist, tocmai pentru că știu că Țărmure e bun, atunci cred că era USL-ul. Și atunci, dacă voi vreți să puneți pe altcineva, să vă puneți pofta în cui și se face concurs și cine câștigă. Da, dar până la urmă tot politica a avut ultimul cuvânt, că dumneavoastră ați mers spre Casa de Cultură și acolo tot un PSD-ist a ajuns, Alexandru Pugna. Deci, știți foarte bine, știți Domnule, ca și mine. Eu m-am dus la politica... Casa de Cultură nu din motive politice. Eu știu pe Ioan Turc, am fost colegi la PNL, și că e un om foarte vrednic. Dar eu vreau să vă spun un lucru, acum o fac un fel de afirmație publică. Dacă Turc nu candida el la primărie,
niciun alt liberal nu câștiga postul ăsta. Cum? Dacă Radu Moldovan nu câștiga el, nu candida el la Consiliul Județean, niciun PSD-ist nu câștiga funcția de președinte la Consiliul Județean. Prin urmare, acești oameni, numai că sunt politicieni inteligenți și versați, amândoi. Unul de la un partid, unul de la altul. Dar dacă ei nu erau foarte buni, deși postul acela se câștigă prin excelență, prin circumstanțe politice, nu reușeau. Cred că așa era și cazul meu, deci dacă eu nu eram bun prin ceea ce fac, orice susținere politică aș fi avut, n-aș fi câștigat. Deci, eu nu mă pot plânge că am avut relații bune și corecte cu Radu Moldovan, niciodată nu s-o uitat, niciodată nu mi-a cerut să intru la PSD, spre exemplu. Cum Ioan Turc, eu eram eliminat de la PNL, dar nu s-a uitat la treaba asta, pentru că eliminat a fost și el de la PNL, până a revenit și a câștigat primăria și a devenit șeful PNL-ului. Deci aici implicarea asta politică sau circumstanța politică are o contribuție relativă. Sigur că dacă ești în răspărc, eu nu m-am dus să mă cert cu Radu Moldovan cât eram la centrul județean, pentru că nu m-am dus la primărie să mă cert cu primarul, din contră. Trebuie să avem niște relații civilizate și înspre, până la urmă, înspre binele tuturor. Eu nu sunt, am abilitatea mea și am, să zic așa, competența mea în domeniu. Ce recomandați unui tânăr care vrea să devină manager cultural în vremurile astea atât de delicate? Să se pună bine cu puterea? Nu. Să fie consecvent cu sine și să nu cedeze. Deci, eu cred că scampion l-a luat șuturi în fund. Dar n-am cedat niciodată. Probabil că și Constituția mea robustă mi-a conferit o anumită rezistență la chestiunile astea. Nu, n-a trebuit să fiu obedient, n-a trebuit să pup în partea dorsală pe nimeni, dar întotdeauna am avut relații corecte și civilizate. M-am dus la primărie nu pentru că turcii liberal, pentru că am un gând acolo. Acolo trebuie întărită cultura urbană. La Casa de Cultură, în general, se dezvolta, se derula un tip de program cultural ruraloid, specific unui sat, specific, adică... Dar știți că sunteți acuzat acum că am trecut lucrurile dintr-o barcă în alta, dintr-o parte în alta. Așa zice Bistrițeanu, nu neapărat că e punctul meu de vedere, dar curentul general ăsta e că dacă cu Dorel Cozma aveam doar evenimente folclorice, acum avem doar muzică clasică. Asta nu pot să spun un om obiectiv. Deci nu este adevărat în primul rând. Deci în ce privește folclorul, eu am întărit orchestra. Este o diferență de calitate, cum să spun, de la cer la pământ, între cum suna orchestra înainte de a ajunge eu și cum sună acum. Pentru că am dus un om acolo, am dus un șef de orchestră, l-am dus pe Angel Urs, care e foarte bun și foarte priceput la muzica folclorică, mai ales din zonă, și a făcut din formația aia o orchestră care poate să sune sincron cu cele mai bune orchestre de muzică populară din România. Până atunci era un om care avea competența sub semnul întrebării. Nici nu avea nici studiile corespunzătoare, nici nu suna, cum să spun, înfricoșător. Ei, am pus un om care merge foarte bine. Avem concerte foarte bine prizate de public și mult, mult mai variate și mai valoroase. Am angajat niște soliști vocali la muzică populară, 4 tineri din Bistrița, care sunt foarte, foarte buni. N-au avut prilejul să fie angajați nicăieri, deși sunt absolvenți de conservator la modulul folclor și cântă foarte, foarte bine. Nu mai vorbesc că am angajat o fată care nu-i din Bistrița, dar după părerea mea este cea mai bună cântăreață solistă de muzică populară din România. Se numește Oana Bozga Pintea, care cântă senzațional. Am angajat-o cu un contract special, ca și cum fac filarmonicile cu soliștii, în care ai o normă de concerte pe an, eventual unul pe lună, și asta e toată treaba ta, nu trebuie să navetezi, că ea locuiește la Alba Iulia, soțul ei este, cum se numește, diaconul preasfințitului Irineu. Dar cântă senzațional. Vă invit cu drag când o să avem un concert de muzică. Deci e greșită senzația asta că avem în ultima vreme mai multe evenimente de muzică clasică și că lipsești celelalte genuri dintre festivitățile organizate la Casa de Cultură. Domnul Linca, judecați dumneavoastră. În ce privesc
în ce privește categoria de evenimente de divertisment, gen Mărul de Aur. Se face și acum, se făcea și până acum, îl susțineam eu când eram manager la Centrul Județean pentru Cultură. Acum l-am susținut numai eu, în calitate de manager, sigur că și primarul, primăria, Consiliul Local, dar prin Centrul Cultural Municipal, de a contribui cu bani, deci de a finanța, e numai Centrul Cultural Municipal, exclusiv, deși el și-a pus vreo 7-9 instituții în Antet. Așa, în ce privește festivalul de folk, l-am susținut și îl susținem cu toată convingerea. L-am susținut pentru că a plecat de la Centrul Cultural Municipal pe vremea cealaltă, l-am susținut noi de la Consiliul Județean, că a vrut președintele. Acum a vrut primarul să-l aducem înapoi, cum este firesc și unde s-a înființat și unde se derulează. Așa, nu văd care asta, toată expoziția aia mare și concursul de caricaturi. Îl susținem în continuare. Muzica populară, o susținem în continuare. Festivalul de arte vechi, ăsta medieval, l-am susținut în exclusivitate noi. Care nu le facem? Bineînțeles că facem, deci am zis că în ce privește muzica clasică, cel puțin, trebuie să ai o anumită frecvență ca programul tău să aibă eficiență. Nu poți să faci un festival de muzică de cameră pe an și cu asta ți-ai epuizat intervenția în această categorie culturală. Trebuie să faci ca o filarmonică. Noi suntem ca o filarmonică fără să fim filarmonică. E ca și cu orchestra pe care am înființat-o în 1999. E o orchestră de proiecte, nouă orchestră transilvană. Vine, ține un concert pe lună, ca medie. Nu-i chiar unul pe lună, că e mai puțin cu ceva de unul pe lună și pleacă. Eu n-am să le dau apartamente, deci locuință la artiști, n-am să le dau salarii, eu le plătesc prestația artistică. Și este extrem de eficient. Judecând similar lucrurile, cum putem avea un teatru la Bistrița? Tot în genul ăsta? După părerea mea, în momentul de față, da. Acum facem eforturi să aprobe organigrama Consiliului Local. Deci, teatrul de proiecte exista și în organigrama veche, într-un mod formal. Aveam o singură actriță care este absolventă de Institut de Teatru și o fată care figura ca artistă, dar cu studii medii. Nu poți să spui că ești teatru cu două persoane, chiar dacă sunt drăguțe și talentate. Și acum o să avem încă 5 posturi de actor pe care le-am transformat din posturi de dansatori. Dansatorii, câți avem? Aveam 8 perechi, acum avem 6 perechi, dar toți sunt cu jumătate de normă. Că am zis că e suficient o jumătate de normă și poate să mai lucreze și în alte părți, că să facă repetițiile pentru a avea o suită de dansuri pentru un spectacol. Și atunci, din posturile alea, deci fără să îngreunez organigrama și posibilitățile de a susține ale Consiliului Local, 5 posturi le-am transformat pentru actori. Și vom avea în total 6 actori, vom avea un regizor artistic, mai mulți regizori artistic, pentru că îi vom lua pe proiect, deci prin contract de colaborare, până își face un spectacol. Al doilea spectacol o să fie un spectacol realizat de Radu Afrim, cu care ne-am înțeles, dar el este unul dintre cei mai solicitați regizori din România. Și în ce privește clădirea, sunteți de părere că un teatru poate funcționa în Casa de Cultură, în Palatul Culturii, cum se numește acum, sau are nevoie de un spațiu al lui? În principiu ar fi ideal să aibă un spațiu al lui, dar până una alta poate funcționa confortabil în clădirea Casei de Cultură. Deci Radu va face un spectacol anul acesta, până atunci vom avea o altă premieră, un spectacol făcut de regizorul Horea Pan cu doi bistriceni, cu Amelia Crețiu, care este angajata noastră, și cu alt bistrician, Cioarec, cel mic, cum îl cheamă, Ezec. Da, știm despre cine vorba. Da. Dorin Zahei, da, spune, da. Da. Nume de artist. Da, da, da. Și i-am cuplat pe amândoi și am făcut, facem un spectacol mic cu ăsta, că-s bistrițeni. Și bine că o să avem spectacole făcute și de Gavril Pinte, o să avem spectacole și cu contribuția lui Adrian Titieni. Dar cum rămâne cu ideea aia care circulă așa prin oraș, că dumneavoastră ați fost cel care a zis că Bistrița n-are public de teatru? Dom'le, asta nu e adevărat. Cum să spun așa ceva? Afrim a spus-o. S-a înșelat.
I-am spus, am tărit-o omul, chiar în emisiunea mea, am tărit deci, vorba. Deci, eu am vorbit cu Radu Afrin și am zis, măi, cât ți-am spus eu, din contră. Deci am organizat cel mai important festival de teatru de la Bistrița care a fost vreodată. Festivalul Altfest. Era festivalul central și est-european. Ce s-a întâmplat? Păi stați un pic, că vă spun de ce a murit. Deci festivalul central și est-european de spectacol alternativ în spațiu neconvențional. N-a fost ideea mea, a fost ideea Centrului Internațional pentru Artă Contemporană de atunci. Păi am fost dat afară din servici, că asta am făcut în 1999 și în 2000. Și în 2001, la începutul anului, am fost dat afară din servici. Da. Și a avut un succes senzațional. Așa, eu lui Radu, cum se spune lui Radu că nu ne trebuie teatru la Bistrița, că nu avem public. Dar la muzică de cameră aveam public, dar l-am format. S-a format publicul. Și tot dădeam exemplu, experiența în ce privește muzica, care am avut-o cu mulți oameni. Mă, vii la un concert cameral? Nu. Păi de ce nu vii? Păi de ce? Pentru că nu-mi place. Dar ai ascultat? Păi nu am ascultat, că nu-mi place. Păi nu-ți place pentru că n-ai ascultat. Ea încearcă și foarte, foarte multă lume care a venit la un concert odată, au venit și în următoarea dată. Deci așa e și cu publicul de teatru. Deci sunteți de părere că am putea forma, chiar dacă nu avem în momentul ăsta un public de teatru. Dar bineînțeles, fără probleme, da. Și susțin. Eu lui Radu era în 2004, când eram dat afară din servici a doua oară și am făcut festivalul cultural, că era sponsorizat de RAL. Păi am dat premiu atunci. Și ăla a murit, și ăla s-a terminat. Păi s-a terminat pentru că n-au mai avut posibilități să susțină financiar. Dar ala l-am dus vreo 4 sau 5 ani. Am primit atunci premiul Ioana Bradea, premiul cultural Dan Coman, Radu Afrim, Marcel Lupșe și așa mai departe. Deci pe oamenii care lucrau în sfera culturii, deși eu eram șeful unei fundații, a unei amețite de fundații, eu i-am, cum să spun, i-am remarcat cumva printr-un premiu și Radu nu a venit atunci, nu și-a luat el premiu, dar l-a luat mama lui. Cred că își amintește de atunci. Era foarte mândră de premiul luat. Și cum să spun, Radu Afrim, atunci când făceam Altfest, cred că în amândouă edițiile au venit cu câte două spectacole. Și așa, eu am susținut-o cu toată convingerea și cu toată puterea pe Ada Milea, cu care am produs două spectacole de teatru, Republica Mioritică România și Omul cu limba ruptă. Cu Republica Mioritică România am fost la festivalul de la Sibiu, nu de la Sibiu, de la Târgu Neamț și era consilierul lui Emil Constantinescu pe vremea aia. Dom'le, ce căutați voi cu un spectacol ca ăsta la Bistrița? Cu ăsta trebuie să rupeți gura Parisului. Și ne-am dus la București la festivalul Humoror, care era festival concurs, dar ne-a luat numai în afara concursului cu Ada și era juriu Tudor Jebeleanu, Horia Roman Patapievici, Mircea Dinescu, Oana Pelea și așa mai departe. Și de atunci ăștia au vrut să cumpere spectacolul produs de mine cu Ada Milea, nu l-au mai cumpărat, dar Ada a rămas în București și trupa Hands and Feet, care a devenit Sistem și Senzor, au rămas în București și au devenit celebri și ei. Aia prin acel spectacol care l-am produs eu. Cum să spun eu că nu trebuie teatru în Bistrița? Din contră, eu pentru toate formele culturii urbane, am militat cu toată convingerea de la bun început, pentru că am avut următoarea convingere, bă, dacă nu trăiești într-o capitală, îți construiești capitala ta. Și cum ți-o construiești? Prin tipul de cultură pe care îl consumi. Și atunci îți trebuie stagiune muzicală, îți trebuie stagiune teatrală, dacă poți și operă, sau măcar câte o gala opere din când în când, ca să și mai costisitoare. Eu i-am încurajat și am susținut pe toți cântăreții ăștia care au devenit vedetele lumii. Anita Hartig, Ștefan Pop, Ovidiu Daniel Purcel, Beniamin Pop, alt tânăr din Bistrița care e solist la Düsseldorf, bariton senzațional, cum îl cheamă, Anca, tot bariton care e la Berlin solist. Deci eu pe toți tinerii ăștia, pe toți îi cunosc personal, toți mă știu personal și pe toți am ajutat cum am știut eu mai bine. Și Anita așa cum, păi n-am ajuns bine la Casa de Cultură și m-a sunat și a zis, vă rog să mă invitați că vreau să vin la Bistrița. Nu mai fusese decât tot invitată de mine în 2018. În rest, la Casa de Cultură, cât a fost cealaltă, n-a mers niciodată. Deci... Bun, ați lămurit-o asta cu publicul de teatru din Bistrița. Vedeți că dea-s bune și emisiunile astea, că mai putem lămuri unele. Haideți să mai lămurim un subiect controversat, dacă tot ne-am apucat de asta. Știți că unul dintre reproșurile cele mai des auzite când vine vorba despre dumneavoastră
e că sunteți tot timpul într-un fel de conflict de interese între societatea de concerte și stat. Ați avut chiar și un proces, cum se cheamă, o reclamație la ANI, da, la Agenția Națională de Integritate pentru treaba asta. E adevărat. Cum vă poziționați acum față de subiectul ăsta? E un conflict de interese să jonglați așa cu funcțiile pe care le aveți, sau nu cu funcțiile, că nu aveți nicio funcție la societatea de concerte, bănuiesc, nu știu foarte bine, dar mă rog, cu rolurile pe care le aveți în cadrul Centrului Cultural Județean sau Municipal și fundația pe care ați înființat-o. Deci, domnul Linca, eu nu pot să mă dezic de Fundația Societatea de Concerte pentru că eu am fondat-o. Sigur că cu sprijin aproape popular au fost 120 de oameni care au semnat pentru înființarea unei astfel de ONG ca să exersăm, ca să desfășurăm programe de muzică clasică. Ca să nu zic cultă, să se înțeleagă că celelalte muzici n-ar fi culte. Dar eu din 2013 m-am suspendat din orice fel de funcție executivă la Fundația Societatea de Concerte prin hotărâre judecătorească. Am numit un alt președinte, care este Silvia Antigona Rogozea, cu care am avut două proiecte europene foarte profitabile. Am câștigat de două ori în an consecutiv câte 120.000 de euro de la Comisia Europeană prin programul Cultura 2000. În sezonul 2004-2005 și 2005-2006. Unul a constat în producția unui spectacol de dată, printre altele, era un program mai amplu, care se numea La ospățul Capodoperei, Hamlet intolerabil, și el a fost de 120.000. Am produs un spectacol în colaborare cu Teatrul din Vesprem din Ungaria și cu o fundație culturală din Franța. Și acolo am fost o lună de zile la cel mai mare festival de teatru din lume, la Avignon, în anul 2004. Da. După aceea am câștigat un alt proiect, tot în colaborare cu această doamnă pe care am numit-o președinte în locul meu, Antigona Silvia Rogozea, care se numea Mărturii Academia Liberă de Arte Ion Căian. Da, domnul Țărmureș, știm foarte numai bine secundă. Lucrurile astea, dar deci, tot nu mai să sunteți interfața. Păi acum eu tot ce vreți să sunteți imaginea. Nu, deci probabil că din punct de vedere legal sunt absolut convins că nu vi se poate reproșa mare lucru. Dar a fost totuși de notorietate cazul acela în care erați consilier local și ați votat bani din Consiliul Local pentru societatea de concerte. N-a fost chiar așa. Aici a fost o mică confuzie. Am luat o mică plasă atunci. Pentru că eu am întrebat-o și pe secretara Consiliului Local de atunci și pe... eram coleg de partid cu Dan Molnar, care e un avocat extrem de competent și de bun. Și am zis, măi, și se vota bugetul Casei de Cultură. Eu am voie să votez sau eu să nu votez, pentru că prin Casa de Cultură se dau bani și pentru societatea de concerte. Și doamna secretar mi-a zis atunci, votează liniștit că n-ai niciun fel de conflict patrimonial. Deci nu e niciun leu. Ia, tu votezi bugetul Casei de Cultură. Dan Molnar a zis, băi, poți să votez liniștit. Deci am consultat doi oameni, nu i-am consultat, am făcut hârtie oficială. Am înțeles, sunt convins că n-ați avut nicio problemă legală. Pot să votez, pentru că dacă legală, nu ai voie să votezi, de legalitate. Așa de moralitate, când stați noaptea acasă, când vă puneți în pat și vă gândiți, bă, mâine l-aduc pe Lucian Banu, prin cine să-l aduc? Prin Casa de Cultură sau prin Societatea de Concerte? Cum vă raportați la treaba asta? Păi eu acum, majoritatea acțiunilor, 95%, le fac prin Centrul Cultural Municipal, că acolo hotărăsc eu. Din coace, interesul pentru această fundație a scăzut prin forța lucrurilor un pic, deși ei, Societatea de Concerte, își desfășoară programul ei cu manifestări mai puține, mai sporadice, ca să zic așa, și cu un buget mult mai mic. Și care... totuși iese mult mai în față în ultima vreme sinagoga decât Casa de Cultură. Nu, deși, deși v-ați propus... Și chestiunea asta cu sinagoga. Da. Deci, noi acum, în 13 iulie,
vom avea un concert de inaugurare a pianului de la Centrul Cultural Municipal. Vom cumpăra un pian Boston. Am obținut aprobare 50.000 de euro prin bugetul local la investiții. O să facem un concert de inaugurare cu Horia Mihail solist și cu noua orchestră Transilvană. Și va cânta un program Beethoven, concertul numărul 5, Imperialul de Beethoven și Sinfonia 3, Eroica de Beethoven. Deci vom avea un pian bun aici. Aici avem un pian destul de precar. O clapă e blocată de tot, sună ca o zdrongă și atunci am făcut unele concerte cu Lucian Ban. L-am făcut la sinagogă pentru că a fost un pian, un concert de pian solo. Trebuia un pian bun. Ăsta de la sinagogă e mult mai bun decât ce avem la Casa de Cultură. Acum vom avea două piane bune. Pe de altă parte, sinagoga este un spațiu, monument istoric, care aparține, proprietarul este comunitatea evreilor și ei au avut această gentilețe să oarecum să-l doneze, să îl pună la dispoziția publică a orașului Bistrița, prin societatea de concerte. Noi spațiul l-am salvat de la dărâmare. Ploua în el când l-am preluat, tencuiala era căzută și noi l-am făcut un spațiu funcțional. Da, domnul Țărnule, foarte frumos a spus. Păi dar foarte, nu, e foarte bine, dar dumneavoastră sunteți angajat în momentul ăsta la stat, la Casa de Cultură. Trebuie să promovați Casa de Cultură, nu să reparați acoperișul la sinagogă, mă gândesc. Mă gândesc, eu cumva poate greșesc că nu prea, da, se nu prea mă cele place. Două. Se amestecă și se... Mă gândesc dacă nu cumva ar avea de suferit banul ăsta mult care merge de la stat și nu se diluează cumva așa spre o imagine mai bună pe care o are sinagoga. Nu știu dacă... Eu v-am întrebat, că sincer să fiu, nu pot să-mi dau seama dacă e chiar un conflict de interese sau nu fi, sau și din punctul meu de vedere, până la urmă, dacă oamenii fac un lucru bun, nici nu prea-mi pasă dacă îl fac printr-o instituție de stat sau printr-o fundație. Dar știți că asta e controversa numărul unu când vine vorba de dumneavoastră. Dar nu vă supărați, controversa asta vine de la persoane, oricare nu se pricep, oricare sunt răuvoitoare. Să vină să doresc să fie ziarist. Puteți demara o anchetă jurnalistică, să vedeți care sunt interesele mele ascunse cu sinagoga. Deci eu sunt foarte mândru că am reușit să salvez un spațiu, un monument istoric din orașul meu. După părerea mea, dacă ați promova un pic mai mult Casa de Cultură, păi în da, este promovată astea, într-una. Totul ar fi avem, ok, nu, n-ar domnul Linca, avem evenimentul Uniter la Casa de Cultură. Cu atât mai mult cu cât am înțeles că vi s-a dublat bugetul față de anul trecut, nu? La ce? La Casa de Cultură. Păi de anul trecut, jumătate din an, nu s-a făcut nimic. Față de anii din trecut. Pe cum să... Pe vremea domnului Cosma, bugetul Casei de Cultură era de 35 de milioane. Și acum mai 90. Și acum este de 50. Eu știam către 90, aproape 2 milioane de euro. Nu, sunt cam 1 milion de euro. Și da, până acum era tot cam 1 milion de euro la Casa de Cultură. Și să vă învederez câte evenimente facem noi, pe de-a numai Uniterul, care costă 100 de mii de euro. Numai da, unii ar zice că nu e un eveniment organizat de Casa de Cultură, Uniterul, că e un eveniment de organizat de, nu știu, de Uniter, până la urmă. Acum, nu? Să mă iertați, nici nu? Cum nu-i bine. A, da, bun. Nu, haideți să depășim faza asta. O vreau să o închei întrebându-vă dacă cultura poate face profit, dacă ar fi normal ca și cultura să facă și ea un pic de profit sau dacă să nu exagerăm, să nu fie vorba chiar de profit, dar măcar să se autofinanțeze. Fiindcă există discuția asta în tot timpul legată de sport. Bă, orice faci la sport trebuie să aibă profit. Ori eu am susținut întotdeauna că și sportul face parte din viața publică ca și cultura și că așa cum cultura nu se poate autofinanța sau nu-i musai să se autofinanțeze, așa și sportul ar trebui să fie judecat. Cum credeți dumneavoastră că stau lucrurile? Cultura ar trebui măcar să se plătească singură? N-are cum. Depinde ce fel de cultură, că dacă faci cultură de manele, se poate susține fără probleme. Dacă faci cultură clasică, n-ai cum. Orice stat, deci orice filarmonică din lumea asta, dacă face din fonduri proprii 10% din costuri, este în medie. Noi, eu când am ajuns la Casa de Cultură, venituri proprii erau zero, scrise în documente. Când am, după un an, într-un an de zile, am adus venituri proprii, cred că 400.000 de lei. Deci, adică 100.000 de euro.
Eu zic că este rezonabil. Față... Da, tot nu asta a zis mai înainte, că n-au fost evenimente în pandemie. Ați prins primul an de pandemie, n-ați organizat evenimente, de aia ați rămas cu bani, mă gândesc. N-au rămas cu banii din care l-au dat. Ăștia erau din alte surse. Vânzare de bilete, sponsorizări. A, dar nu i-ați mai cheltuit. Cum? Nu i-ați mai cheltuit. Da, dar i-am făcut noi. Deci până la mine nu era zero. Și aici am făcut. Și atunci diferența dintre o casă de cultură și o sală polivalentă, care-i? Din punctul ăsta de vedere al finanțării. Deci casa de cultură, un centru cultural, trebuie să pună în exercițiu politica culturală a administrației respective, a județului, respectiv a municipiului, a țării, dacă e vorba de minister, și aici trebuie luat. Dumneavoastră vedeți că s-au făcut anumite cercetări în ce privește consumul cultural. România era după Bulgaria și după Albania în ce privește investiția în cultură. Pe atunci cum să spui că e mult? O filarmonică care are, să zicem, 300 de angajați, cum e Filarmonica din Cluj. Păi vă dați seama ce buget are. Festivalul George Enescu are 25 de milioane sau 50 de milioane subvenție. Noi facem cu banii care avem. Eu sunt absolut de acord cu noastră că e foarte puțin. Nu, mie mi se părea o mare nedreptate față de alte domenii de activitate care de la care avem pretenția să se autofinanțeze. Oricând vine vorba despre cultură, nu e vorba de autofinanțare niciodată. Domnul, ne dăm seama, realizăm cu toții că n-are cum să... Păi n-ai cum, sigur. Ce să faci? Și atunci alte domenii de activitate, asta vă întreb. De ce ar trebui o pârtie pe care o folosim cu toții, tot la fel, ca și o casă de cultură, deci Dumnezeu aia ar trebui să se autofinanțeze, care e făcută tot din bani publici și susținută tot de la primărie. N-are cum să se autofinanțeze pentru că sunt costuri mari. Adică tu pe de o parte ești obligat să încurajezi accesul la cultură cu prețuri modice, un bilet costă 10 sau 15 lei sau 20 de lei în condițiile de repreț mare, dar în același timp trebuie să ai și venituri proprii nu știu câte. Păi n-ai cum, ori una, ori alta. Eu nu zic să fie zero, că oamenii trebuie să se obișnuiască să plătească o jumătate de pachet de țigări pentru un eveniment cultural, cum ar trebui să plătească și pentru un eveniment sportiv. Dar nu, iarăși e periculos să zici, domnule, dar dacă sportul nu are voie, de ce să aveți? Ar trebui să aibă și sportul, exact. Pentru că sportul este o componentă extrem de importantă a vieții noastre, a tinerilor. Ca și sănătatea. Nu putem cere un spital să se autofinanțeze. Exact. Și eu sunt foarte de acord cu lucrul ăsta. Dar nu... Să nu pară că, bă, dacă noi nu avem, dacă noi nu avem, să nu aveți nici tu. Nu, despre asta era vorba. Din contră, bine. Nu. Apoi, înțeles ce... Domnul Linca, se iau procente, nu? Se ia coeficient. Bă, care e bugetul orașului? Cât se consumă pentru, în procente, pentru cultură? Vezi, vedea că este un procent foarte mic. Și pentru sport, probabil că e la fel. Deși, uite-ți, la sport există niște investiții foarte serioase. Există se construiește un nou complex sportiv, o sală polivalentă foarte importantă, deci și aici se mișcă lucrurile, se mișcă încet. Vrem, cum și primăria, a luat de la Radef fostul cinematograf. Acum fac toate demersurile oamenii din primărie, poate că vom fi și noi implicați, să se reabiliteze spațiul acela și să aibă o utilitate prin excelență culturală, să fie ori cinematograf, ori teatru. Deci se poate face dacă există voința politică. Și păi vedeți privește... că ajungem la voința politică. Păi politicul determină social, eu ce să fac dacă asta e realitatea? Haideți să vă mai detenționez un pic, pe final așa, că ne-am înflăcărat un pic și n-am avut chef de așa ceva, să vă mai invit să gustăm un pic de pe aici. Nu mai, că v-ați supărat acum. Nu m-am supărat, doamne, iartă-mă, eu sunt deschis la orice discuție, mai ales când e vorba de lămurit niște lucruri care par asta la locul și eu. Lor. Da, asta am vrut și eu. Am o rubrică, tot așa o convenție, unde trebuie să alegeți o variantă din două. Nu merge cu amândouă, nu merge cu niciunul. Bă, eu vă dau două opțiuni și nu o să trebuie să alegeți una. Grele, vă spun de pe acum că sunt grele. Când i-o pus, cum e povestea aceea cu Adam și Eva, când i-o pus coasta și să alege. Da, așa e fix, așa e și cu rubrica asta. De încălzire vă dau una ușurică așa, de încălzire, care să vă dau de încălzire?
asta, Copou sau Cismigiu? Copou. Dar de ce a fost așa de greu? Că doar ați făcut facultatea în Iași. Pentru că am stat 6 ani consecutivi în copilărie în București. Știu și Cismigiu. Da? Și știu și Copou, că acolo mi-a fost studenția, de-aia a fost foarte greu să răspund la chestia. A zis că n-am voie amândouă. Păi da, și asta a fost doar de încălzire. Stați așa, că vine una grea acum. Mircea David sau Marinescu? Mircea David. Categoric, nu? Asta trebuie să fie de încălzire, nu? Da. Am greșit-o eu, da. Și asta care urmează e foarte grea. Asta da, asta e foarte grea. Nici eu n-aș ști să răspund. Dan Coman sau Mărin Mălai cu Hondrari? Îmi puneți întrebări grave. Ei sunt partenerii mei în organizarea festivalului grave, de poezie și sunt oameni admirabili amândoi. Întrucât Marin s-a depărtat un pic că s-a mutat la Sibiu, Dan Coman. Beclean sau Năsăud? Năsăud. Păi de ce? Că e mai aproape Becleanu de Căian. Pentru încărcătura lui simbolică și pentru școala de învățătură în limba română cea mai importantă din Transilvania, Năsăudu și Gherlada, mai ales Năsăudu, au fost centrele care au echilibrat cultura etniilor ce compun societatea Transilvaniei. Dacă în Bistrița au fost preponderent sași, dacă în Cluj au fost ungurii, românii au fost la Năsăud. Acolo s-a constituit nucleul de, și de învățătură și de știință academică din România. Da. Când te duci la Cluj și vezi că aproape toți intelectualii din Cluj, români, provin din Năsăud sau din zona Năsăudului, îți crește inima. Și atunci cum să uiți Năsăudul? Da. Deși Năsăudul, cum arată acum, e de vorovit, da, să zicem așa. Da. Dar simbolul și istoria și trecutul, da, te obligă la respect permanent. Corect, da. Mirela Trăistaru sau Florin Ciubotaru? A, Florin Ciubotaru. Mai dezvoltăm un pic aici? Dacă vreți. Poftiți, vă rog. Deci Florin Ciubotaru, în primul rând că are 80 ceva de ani. A fost profesor la Universitatea de Artă din București, a fost autorul celei mai mari tapiserii din România, cea de la Teatrul Național, pe care împreună cu Gavrea au făcut-o prin anii 70 sau chiar în 68-70. Și au primit atâția bani, pentru că era o performanță colosală în artele vizuale din România, că ăsta a umplut o raniță cu bani și juca fotbal cu sutele de pe vremea lui Ceaușescu. Și este un artist excepțional, este de referință în România. Florin Ciubotaru este comparabil cu Bernea ca pictor, este comparabil cu Napoleon Tiron ca sculptor, că este și sculptor. Deci Florin Ciubotaru este o mare figură a artelor plastice din România. Mirela este foarte talentată, este concitadina noastră, dar încă mai are de parcurs anumite etape. Cioancă sau Motofelea? Motofelea. Anuța e foarte frumoasă și cântă bine. Are i-am mai spus eu și, mă rog, și am văzut că este pluivalentă. Cântă și manele, din păcate, și de alea. Nu că am eu ceva cu manelele, dar nu confunzi, cum se numește, marfa cu ambalajul. Trebuie să-și corecteze un pic emisia. Cântă ușor nazal. Sigur că toată lumea se uită la cât e de frumoasă și o acceptă pentru că într-adevăr e talentată și știe să cânte. Dacă această mică deficiență și-o remediază, ea poate să fie o cântăreață de frumoasă faimă în România. Apropo de manele, manele sau rock? Cum? Manele sau rock? Rock, categoric. Bach sau Mozart? Nu. Iară mă puneți. Îți repere universale. Bach se consideră că este profesorul tuturor. Mozart a fost copilul minunea lumii și rămâne în continuare. De-aia e grea întrebarea, că altfel... Domnul Linca, dai un milion de argumente și să-l alegi și pe unul și pe altul. Am făcut de ziua copilului. Dar e o chestie subiectivă, domnul. Sigur. Și oarecum îți dezvăluie caracterul. Da. Domne, la 7 ani, Mozart a scris 2 concerte pentru pian și orchestră. S-au cântat, apropo, la sinagogă, în 1 iunie, de ziua copilului. La copil minune de...
Domnule, la 7 ani, păi dau un concert, are o structură. Păi numai numai, cum să spun, să completez structura e dificil, dar să creez. Mozart a fost minunea lumii, iar Bach a fost perfecțiunea lumii. Așa că Mozart. România cultural sau mezzo? Nu, iară. Mezzo. Haideți atunci că vă dau mai ușoare, ca să... Mai ușoare. Nu, dar mezzo este splendid. Acolo, totuși am auzit, ăla e postul de referință din lume în ce privește muzica clasică. Da. Dar acolo l-am văzut pe Ștefan Pop, acolo, printre români, acolo am văzut quartetul Belcea de la Londra, care e condus de o româncă, și așa mai departe. Am văzut-o pe Anita Hartig, nu mai vorbesc de Angela Gheorghiu, deci cum să spun, în selecționata asta a lumii, ca și cum ai vedea român la Liverpool sau la Manchester City. Știi? În sfârșit am înțeles despre ce e vorba. Da. Da, bun, da. Una mai tare. Dăncilă sau Firea? Deci nu-i voie niciuna, nu? Totuși Firea. Deși Dăncilă a făcut un lucru bun. A dat o hotărâre de guvern prin care artiștii se recunoșteau ca făcând parte din instituție de spectacole și concerte și brusc li s-au dublat salariile, că aveau niște salarii mizere. Chestia asta s-a făcut în timpul guvernului ei, guvernării ei. Știu că sunteți dinamovist și vă întreb, Dinu sau Lucescu? Lucescu, pentru că e mai performant și în timp. Dinu îmi plăcea când eram copil și Lucescu îmi plăcea, deși mi se părea că n-are talent. N-avea talent ca Dumitrache, spre exemplu. Sau... dacă privim astăzi, Lucescu este, cum să spun, cât toți ceilalți. Da. Năstase sau Țiriac? Năstase. Pentru talent. Da, pentru talent. Dar pentru performanță. Deși mai performant a fost Țiriac. Nadia sau Hagi? Nadia. Pentru că Nadia a fost perfecțiunea lumii. Deci pe o anumită perioadă, ea a făcut, este echivalentă cu ce a făcut Bach în muzică. A fost perfectă. Dacă ești perfect, perfect e Dumnezeu. Și cât un om din când în când, măcar așa ca să... Ioan Oltean sau Radu Moldovan? Radu Moldovan. Primar la Căian sau trombonist la Cluj? Trombonist la Cluj, categoric. La Căian este un primar bun, deși în ultima vreme m-a dezamăgit. Adică asta era un fel de fruntaj la sat sau codaj la oraș? Asta era ideea. Nu, știți cum e cu satul? Deci m-ați întrebat la un moment dat de ce am plecat din sat. Păi, dar am plecat că era greu. Are Marin Preda într-o proză, cred că e imposibil la întoarcere. Vorbește că dacă ai plecat odată, ești bun plecat, nu te mai întorci. De ce ne încurajau părinții să învățăm bine, să ne mutăm, să ne creăm un confort mai bun? Îmi amintesc că la noi în sat a fost asfalt foarte târziu, în Căian. Acum am plecat de mic din Căian, dar au rămas acolo și toamnele ploioase. Totdeauna îmi intra apă în cizme. Și chestia asta mă scotea din sărite. Pentru că, dintr-un motiv sau altul, ți se spărgeau cizmele de cea mai proastă calitate. Și mereți, mă, copii, și scăpați atât de molul ăsta, știi? Mol se zice la noroi, da, știi? Da, da. Și de viața asta grea și... Și așa s-au dus oamenii. Pe cine s-au dus și că se zice că cu confortul te obișnuiești ușor și te dezobișnuiești greu. Nu te mai întorci acolo. Mai am câteva. În mașină, ce ascultați? Leșe sau Adamile? Ce ați prefera în mașină? În mașină, ca să nu pun altfel întrebare. Păi bun, eu cum să spun, eu ascult pe amândoi și am fost și promotor al lor amândoi. Știu, de asta vă întreb. Acum, dacă e vorba de muzică tradițională, vă dați seama că Leș este un reper. Și Leș a fost un noroc pentru muzica tradițională din România. Fără el eram dispăruți. Nu mai asculta nimeni. N-avea de ce. Ori el, prin militantismul lui, prin încăpățânarea lui, prin ideea de a se face nesuferit, că e intransigent și uneori nedrept, dar el cântă expresiv, el este martor, el încă trăiește. S-a promovat bine fără să vrea, poate că. Asta este partea a doua, eventual, dar el n-a urmărit asta. El a spus cu franchețe ce crede, a avut rolul ăla colosal de titor
prin monografia colosală a satului românesc, prin, făcut prin la porțile cerului. Să te duci tu în fiecare sat sau în atâta zeci de sate, sute de sate și să vezi ce-o mai rămas acolo. Este un efort, este o competență și este o consecvență în același timp. Numai marile spirite fac chestia asta. Mircea Eliade sau Emil Cioran? Cioran. Rebenciuc sau Iureș? Rebenciuc. Ultima de final, cu asta vă dau lovitura de grație. Sinagoga sau Casa de Cultură? Fiți atent ce răspundeți la întrebarea asta, că e... Casa de Cultură. Ați văzut că-s și abil. Păi sunteți trombonist, nu? Da, profesionist. Spuneți-mi un pic... mai era horitor sau țipuritor? Horitor. Horitor? E mai complex. Deși am văzut un afiș la Oradea, nu de mult. Da. Hai, cântați-ne un pic ceva. E, ce să vă cânt. Hai, dați-ne o țipuritură, vă rog frumos. Țipuritură? Orice, horitură, țipuritură. Dar nu se cade. A, se cade, că suntem cu vin, cu înghețată, cum să nu se cade? Atunci mai puneți o jumătate de pahar. Vă rog. Am văzut, mi-a arătat Lucian Bana, că tot l-ați pomenit. Păi suntem verișori. Da? Da. A, da, că mi-a zis. Da. Mi-a zis Lucian Bana, mi-a dat un CD cu o reproducere după Bela Bartok, după dansurile românești de Bela Bartok. Și în varianta culeasă de Bartok, era melodiile alea care se tot cântă în diverse formule, și vioară cu pian, și formulă camerală de... Și el le-a cântat, mă rog, el nu le-a cântat acum, le-a cântat altcineva sâmbătă acum, formația asta de harpă, o harpă de poveste, harpă, pian și clarinet. Dar acolo era cu strigături la formula imprimată de Lucian Ban de pe cilindrii de ceară care se păstrează, nu știu, la Geneva sau la New York, că fiul lui Bartok a murit de vreo 2 ani și Lucian a zis că l-a cunoscut, l-a și vizitat. Și domnule, intervine unul și iuiește, țipurește, cum se zice. Și în primul moment am crezut că și eu. Și îi zic, bă, dar știi cum o zis ăla, mă, ce seamănă cu vaca mea, cu porc, cu scroafa mea. Bă, zic, ce înseamnă ăsta cu mine? Zice, să știi că și eu asta, când l-am auzit, am zis că ești tu, știi? Deci era un țăran de atunci. Asta denotă că eu mai am în memoria mea, poate involuntar, felul de a cânta pe care l-are și Grigore. Și el încă este viu și face mărturie prin interpretările lui la cum se cânta odată. Că altfel, e tot reproducere după reproducere și se denaturează până la desfințare. A. Mi-ai pus vin? Da, cum? Apoi dacă nu mi-iese bine, după aia îmi pare rău că am acceptat totuși provocarea dumneavoastră. Ei, săracă inima mea, săracă inima mea, cum găsești o fântâne, tâlbură apa șobe. În tâlbură apa șobe și zice că așa-i ține. Zice că așa-i învățată, tăt cu apă tâlburată. Hei, tăt cu apă tâlburată, cu limpede niciodată. Săracă inima mea,
Lasă-mă, nu mă dure, lasă-mă, nu mă dure, că ce-oi puce, ce-oi mângâie, ce-oi puce, ce-oi mângâie, de nu-i rămâne șase. Haideți că v-a ieșit, v-a ieșit, n-aveți de ce. A ieșit foarte bine și dacă lumea v-a mai văzut cântând, că v-a mai văzut. Am cântat și aici. Admiratorii dumneavoastră v-au mai văzut cântând, dar cântând la trombon nu v-a văzut nimeni de mult. Păi, domnule, trombonul e mai complicat. De ce? Că v-am adus eu un trombon. Cum? V-am adus eu un trombon. Serios. Am un trombon aici, de mare clasă. Și păi și eu mai am trombonul meu. Păi și vreau să mă arătați un pic ce e cu trombonul, vă rog frumos. Măi, omule, da. Deci eu pot să-ți fac o descriere a lui, dar nu pot să când n-am cântat de 30 de ani. Păi nimic, luați-l. A, ăsta mi-l dai cadou? Nu vi-l dau cadou, vi-l dau, vi-l vă provoc cu, să ne cântați ceva la trombon. Nu, de cântat nu când, nu o pot face. Dar ceva să suflați acolo în trombon. Nu, sub nicio formă. Deci eu aici chiar am fost profesionist, nu? E ca și cum îl pui... Da, dacă vă întoarceți un pic mai cu fața spre cameră, ar fi mai bine. A, așa, așa, așa. Și mai în interior. Cu care, Paul? Cu care să filmăm mai bine? Nu? Da, nu? Da, ne încălzim acum. Dar nu ne vedem, nu? Ne vedem? Merge. Da. Deci trombonul are câteva componente. Asta este pâlnia, partea da. De deasupra. Asta este muștucul prin care se suflă. Da. Asta sunt culisa exterioară și asta de aici e culisa interioară. Și aici este o supapă pentru a scurge apa. Pentru că în momentul în care cânți, instrumentul se încălzește, adică o încălzești tu prin suflul tău, prin aerul care se introduce acolo și se face un condens. Instrumentul fiind în principiu rece, prin aerul cald pe care îl introduci prin articulație și prin suflu, se face acest condens. Trebuie să scurge apa. În mod greșit se consideră că aia e salivă sau dar ai apă pur și simplu, toate instrumentele de suflat din alamă. Dar încercați să stați în cadru un pic, pe scaunul ăla acolo. Deci, n-am cum să cânt, că n-am mai cântat de 30 de ani. Asta fără să fii încălzit, nu să faci o pregătire. Dar dacă tot insist, să mă apuc de... Nu acum. O să mă apuc de studiu la instrument și măcar o piesă mică, o să-ți cânt odată și odată când mă mai invit. Păi și chiar n-ați cântat de mult? Da, de... vreo 20 de ani. Păi și un pic de o în premieră pentru Bistrițeni. Nu mă, că nu iese. Deci, știți mai, ceva? Da. Eu vreau să... Deci eu m-am căsătorit cu soția mea, i-am auzit cântând la trombon. Da? Deci pur și simplu s-a îndrăgostit. Înțelegi? Acum, cred că ar divorța să mă audă, pentru că atunci eram în studiu și aveam o pregătire, măcar o încălzire prealabilă. Acum n-am nimic. Nu pot să mă, în mod public să mă fac de minune. Mai bine nu cânt. Bun. Atunci, poate după emisiune ne arătați ceva. Ăsta e finalul emisiunii noastre. Am vrut cumva pe final așa să mai ne... Am văzut că ai strategii de realizator. Da. Da, oricum, vă stă bine cu... Nu l-așezați, lăsați-l, că puneți-l mai pe masă acolo, că poate după emisiune mai facem măcar o poză. Nu, că trebuie să și plec imediat. Da. M-am răsfățat cu participarea aici. Lăsați-l, haideți să facem încheierea, lăsați-l acolo pe masă, că...
să mai mulțumim un pic oamenilor care au fost alături de noi și în emisiunea asta, Cămara Bunicii, vinul de la Dumitra, Elena din Deal cu plăcintele, Merigo care ne-a dus înghețat asta bună, s-a topit, din păcate n-am apucat să o mâncăm, și tuturor celorlalți pe care îi vedeți pe panouri. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea asta, chiar dacă finalul a fost așa un pic ușor improvizat, dar odată tot vă prind eu să ne cântați la trombon. Bun, bine că îmi spuneți din timp ca să mă apuc să dă măcar să cât de cât să văd dacă mai pot să cânt o gamă, nu lucruri mai complicate. Nu ne-ați trombonit astăzi, nici la propriu, nici la figurat. La propriu nu v-am trombonit. Nici, da. Dar să sperăm că cu altă ocazie reușim și să răspundem la întrebarea aia cu care am început, ca să închidem cercul, dacă managerii ar trebui să se numească așa doar cei care lucrează la privat, nu și la stat. Da. Păi, cred că nu. Că cumva la stat, când banul intră pe card, parcă ar fi mai ușor un pic să fii conducător decât la o societate cum e societatea de concerte, unde chiar mi se pare extrem de dificil să faci jos de bani și să organizezi evenimente. Deci eu cred că un manager, postul și, eu știu, încadrarea aceasta se potrivește și la instituții de stat și la instituții private. Pentru că manager înseamnă un om responsabil și competent pe domeniul lui. Deci, dacă e instituție de stat, de ce nu trebuie să fie manager? Pentru că managerul este omul care răspunde de toate, de tot ce se întâmplă în instituția pe care o conduce. Dacă ești director, nu chiar tu pui în exercițiu o hotărâre luată de altcineva, să zicem de Consiliul Local sau de Consiliul Județean. Dacă ești manager, tu ar trebui să-ți faci programul, tu trebuie să răspunzi de executarea lui și de raportarea lui. Prin urmare, eu cred că trebuie să existe performanță în orice domeniu, și în domeniul privat și în domeniul de stat. Sigur că, din păcate, la stat mergea cam ca la colectiv. Ori dacă faci bine, dacă nu faci tot bine. Dar uitați, acum, spre exemplu, unul dintre cei mai buni manageri culturali și cei mai importanți artiști din România, actualul director al Filarmonicii din București, violoncelistul Marin Cazacu. El a fost director sau manager la, apropo, Centrul Cultural Tinerimea Română, care este în subordinea Ministerului Culturii și este în municipiul București. Ei, el a fost un manager, era director, manager la o instituție de stat și acum este managerul Filarmonicii George Enescu, care e instituție de stat. Eu sunt convins că el are performanță senzațională și dacă este manager la stat și dacă ar fi manager particular. Cum? Hai, dacă nu sună a prost gust, să mă dai exemplu pe mine. Eu, și dacă am fost manager la societatea de concerte, am fost bun și performant, și dacă am fost manager la o instituție de stat, am fost bun și performant. Și am făcut lucruri care erau necesare. Pentru că asta a fost toată principala mea convingere de la bun început. Ce trebuie să faci acolo? Păi trebuie să faci ce ar fi necesar pentru comunitatea ta, pentru localitatea ta, și nu este. Deci eu n-am fost redundant, n-am zis hai să mă găsesc și eu în treabă să fac și eu ce-o făcut alții, că poate iese bine, poate dau un tun. Din contră, m-am apucat de lucruri foarte grele și plictisitoare. Stagiune muzicală de muzică clasică, editură. Dați seama, în condițiile în care editurile vai de capul lor, și a noastră vai de capul ei într-un fel, că nu o finanțează nimeni, se susține cum se poate, autorii în general își plătesc titlurile, dar și cu editura asta am reușit o foarte frumoasă faimă în România. Am luat cu multe cărți premiul Academiei Române, premiul unui scriitor, premiul filialelor din România de nu știu câte ori și așa mai departe. Am reușit să atrag spre editura noastră aproape cei mai buni poeți din România. Ion Mureșan, Angela Marinescu, Ioanes Pop, Nora Iuga, Vasile Gogea, Dan Coman, Marin Mălaicu, Ana Dragu, ca să-i numesc și pe oameni de la noi, Justin Panța, Uiuiu. Deci toți oamenii ăștia au dorit și au vrut să-și scoată cărțile la editura Carmines. Lucruri care par neatractive, că nu e o editură cu romane polițiste în care să se bulucească lumea să cumpere. Totuși am reușit niște lucruri. Urmează Uniterul, ce așteptări aveți?
Domnule, e prima ediție fără Caramitru, nu? Prima da, e fără Caramitru. Din păcate. Greu, așa, din punct de vedere al imaginii. Greu de gestionat o chestie din asta fără mentorul. Acum toată lumea mizează pe Radu, că este inventiv, pe Radu Afrim, că el creează show-ul și el oricum a schimbat paradigma și a vrut să scoată în evidență lucruri care sunt mai noi, artiști mai tineri, nu se meargă pe tot ce a fost consacrat și tot ce a fost foarte, foarte cunoscut. El merge mult, mizează foarte mult pe tineri, deși la o gală a Uniter îți vine Rebenjuc, nu știu dacă, dar vine Mariana Mihuț, Marcel Iureș, Marius Bodochi, o lume de mari artiști, Rodica Mandache, care se amintesc pe ăștia mai vechi un pic. Și toți ăștia tineri și foarte puternici, Adamilea noastră, bineînțeles. Deci, cu Caramitru am avut o relație foarte bună. Eu am vrut să încep o stagiune teatrală la Bistrița, fix cu un show făcut de Caramitru și Horațiu Mălăele. De trei ori m-am unat anul trecut, din motive unele absolut, cum să spun, prozaice. Era prea devreme avionul din București la Cluj, și Horațiu Mălele nu vrea să se trezească așa de vreme, trebuie să se trezească pe la 4. Și ultima dată am stabilit pentru 31 iulie anul trecut. Și Caramitru a zis, uite, acum am Uniterul, după aceea mă duc la sora mea în Elveția, nu răspund la nimeni, ține legătura cu Horațiu. Că în 30 iulie trebuie să fie la Cluj, are un spectacol și de acolo e aproape, nu trebuie să se trezească chiar la 4. De acolo venim la Bistrița fără probleme și așa am rămas. Vrea să fie ei doi și n-ai din violoncelistul și cântărețul. Și le sun pe Horațiu, Caramitru nu-mi răspundea și a zis, păi când, domnul Țărune, nu știți, Pino e într-o situație foarte grea, într-o situație foarte dificilă, ne rugând la Dumnezeu să scape. Dar știți ce se întâmplă? Pentru că a avut vreun accident. Are o boală foarte ciudată, aproape nimeni nu-i dă de capăt, nu găsesc medicamente să se constituie ca antidot și după aia au zis și mai bine, acum au găsit ceva medicamente pe care au murit. Deci, și el vrea să vină neapărat. Eu l-am lăudat, am făcut în ultimii ani, de vreo 3 ani, am făcut o expoziție în foaierul Teatrului Național din București. Și au zis, domnule, în 15 ani de zile de când sunt eu aici, cea mai bună expoziție, am făcut o expoziție Pelmuș. Și am și dat o lucrare, mă bucur că o luat-o de la el din birou copiii lui sau soția lui și o dus-o acasă, că a zis, domnul ministru, ăsta e dumneavoastră. Și atunci am spus că domnul Caramitru a fost cel mai bun ministru al culturii din România de după Revoluție. Și domnule, Matale, chiar crezi că este așa? Da, domnule, și am argumente. 12 monumente istorice de categoria A din județul Bistrița Năsăuți. S-au făcut pe vremea dumneavoastră. După aia a venit Răzvan Teodorescu, marele om de cultură. N-a făcut nimic. Așa, și am amintit, ați început reparația, ați făcut sugăletele, biserica de la Herina, biserica de la Târpiu, biserica de lemn din Sărata, biserica de lemn din Runcu Salvei, ați priponit vermeșul, care a priponit a rămas de pe vremea lui, de când eram eu consilier șef până s-o hurnit acum de vreo un an, doi și oamenii încep să o ia de la început. Da. Deci am avut argumente să laud și îi plăcea chestia asta. Și domnule, mă bucur că n-ați uitat și că... Dar și el credea, ce spun eu, că a fost cel mai bun și era un pic tușat așa. Bun, vă mulțumesc, domnul Țărmure. Poate continua discuția asta până dimineață, numai că e cald aici și cald, aveți treabă și aveți treabă, că altfel vă invit să mai luați o plăcintă și să facem încheierea noastră. Vă mulțumesc celor care ne-au urmărit. Vă dau întâlnire altă dată la un alt interviu de genul ăsta. O zi bună în continuare!